Doamnelor și domnilor, se pregătește Marcel Ciolacu pentru declarații după ședința pe care a avut-o cu socialdemocrații. Haideți să-l ascultăm. Posibil și în cursul acestei săptămâni și săptămâna viitoare să mai avem o ședință de Consiliu Politic Național, deoarece astăzi conducerea partidului a primit un vot asupra mandatului cu care să meargă la negocierile din interiorul coaliției, atât pe numărul de ministere, numărul de secretari de stat și abordarea componenței viitorului guvern, cât și pe liniile principale pe care le considerăm noi, Partidul Social Democrat, deprins în viitorul program de guvernare. Am plecat de la o abordare corectă și anume, vorbim de guvernul României, nu de guvernul unui partid politic sau unei coaliții. Și de aceea, în toate negocierile pe care le vom avea cu ceilalți copreședinți care formează această coaliție, vor fi în primul și în primul rând axate pe oamenii care vor ocupa aceste poziții, respectiv de miniștri, în guvernul României. Mi se pare corectă abordarea, deoarece nu numai noi, ca și oameni politici sau ca și președinți ai anumitor partide politici, dar ca și români, dorim un guvern performant cu oamenii potriviți la locurile potrivite. Vă spun fără nicio reținere, să știți că nu m-am născut nici președinte al PSD-ului, nu m-am născut nici politician, nici președinte al Camerei. Eu când m-am născut, m-am născut român. Și cred că avem această datorie cu toții, sau avem o abordare mult mai responsabilă în ceea ce privește componența viitorului guvern. De asemenea, colegii mei ne-au dat un vot și un mandat de a avea, după constituirea noului guvern, o discuție cu fiecare ministru în parte, în primul rând cu miniștrii care au ocupat și acum anumite portofolii, pentru a face o analiză în funcție de fiecare minister, împreună cu președintele Partidului Național Liberal, domnul Nicolae Ciucă, în ceea ce privește componența și numărul secretarilor de stat la fiecare minister în parte, în funcție de importanța ministerului și de oamenii care au făcut față până acum la aceste funcții. Deci, categoric, astăzi colegii mei au dat un mandat pentru reducerea numărului de ministere din viitorul guvern, reducerea numărului de secretari de stat, cât și reducerea numărului de agenții guvernamentale. Ca și priorități în programul de guvernare, am considerat că provocările cele mai mari sunt reducerea inflației, creșterea puterii de cumpărare, și aș dori să ajungem până la sfârșitul anului la o creștere de 82%, care este cât este media Uniunii Europene, acum fiind la un scor de 77%, crește investițiilor. Dacă acest an am venit în buget cu investiții de 7,2%, ne-am dorit ca bugetul creionat pe anul viitor să atingem ținta de 10% la investiții din PIB, și cu investiții și cu scheme de ajutor în zona producției produselor alimentare și a produselor de construcții, astfel încât să încercăm să diminuăm acest deficit de balanță comercială care s-a mărit foarte mult în ultima perioadă. Vă stau la dispoziție cu orice fel de întrebări. Domnule președinte, ce se întâmplă cu UDMR? Aveți mandat pentru a păstra UDMR la guvernare sau în cazul în care v-am prezentat foarte clar mandatul pe care l-am avut și l-am primit eu astăzi de la colegii mei, respectiv
structura guvernamentală centrală să fie mai eficientă și mai suplă. Nu am avut nicio discuție de a scoate vreun partid politic din componența acestei coaliții. Sunt ferm convins că zilele următoare, dacă nu mâine, nu am avut încă această discuție, o să fie o întâlnire a celor trei copreședinți care formează această coaliție, respectiv eu, domnul Nicolae Ciucă și cu domnul Kelemen Kunor, și vom începe într-un termen foarte scurt să finalizăm aceste discuții. Va insista PSD pe ca Ministerul Sporturilor să fie comasat cu cel al familiei? Nu știu și n-am făcut un scenariu foarte clar ce comasări vor avea loc. Decizia este că guvernul viitor va avea mai puține ministeri. Bună ziua! În interiorul ședinței PNL s-a discutat despre un program de guvernare pe care și-l doresc neapărat liberalii și printre măsuri, de exemplu, s-a votat o măsură prin care să nu fie impozitate pensiile sub 3.000 de lei sau 0% contribuție la stat pentru al doilea job. Nu am știință de ce s-a votat sau nu s-a votat la Partidul Național Liberal. Dar cum vede PSD-ul această măsură? Vă pot spune cu certitudine ce s-a votat în Partidul Social Democrat, cărui președinte vremelnic sunt în acest moment. Programul de guvernare, începând de ieri, știu că echipele de la Partidul Social Democrat, de la Partidul Național Liberal, au început să creioneze viitorul program de guvernare. Am convenit cu domnul președinte, actual prim-ministru Nicolae Ciucă, președintele PNL, după ce vom definitiva programul de guvernare și lista de miniștri, vom veni în fața dumneavoastră și vom expune fiecare dintre noi prioritățile pe care le avem în programul de guvernare. De asemenea, PNL a votat pentru un pact de necolaborare cu cei de la AUR. Care e poziția PSD-ului? Noi n-am colaborat niciodată cu AUR. Pe viitor? Nu cred că. N-am văzut pe cineva. Întrebați pe cei de la USR că ei de obicei depun moțiuni comune cu cei de la AUR. Mulțumesc. Am văzut scenariile domnului Drulă. Mă bucur mult că ne urmăresc așa de mult, că au descoperit cheia succesului în Partidul Social Democrat, cum face cu AUR-ul. Și eu și colegii mei încercăm să înțelegem ce face USR-ul de mult timp. Dar noi n-am reușit. Domnule președinte, este posibil ca în următorul guvern să vedem mai puțin angajați care dețin și pensie specială? Avem o decizie luată astăzi în cadrul Consiliului Politic Național pentru nicio funcție de secretar de stat sau membru a unui cabinet, a unui demnitar, să nu mai fie persoane care fac cumul de pensii speciale. Este deja o decizie politică luată în interiorul Partidului Social Democrat. Voiam să vă întreb ce se va întâmpla cu protocolul. Va mai rămâne în vigoare sau și câte ministere va avea următorul guvern? Sunt ferm convins că o să vă anunțăm. Mai puține cu certitudine. Spuneați de angajați în ministere fără pensie specială. E valabil și pentru viitorii miniștri? Sau miniștri? Este o decizie politică care se aplică indiferent dacă ai fost, ești sau vei fi. Despre Ministerul Transporturilor voiam să vă întreb, vrea PSD să rămână în continuare cu acest portofoliu? Pentru că știm, ar trebui să... Nu, eu îmi doresc foarte mult să rămână domnul Sorin Grindeanu, nu neapărat portofoliu. Să rămână... Dacă vă uitați pe cifrele și le-am prezentat și astăzi fața așa Ministrului Transporturilor din Polonia și Slovacia, mi se pare, sunt cu adevărat impresionante. Sunt anumite recorduri care nu s-au atins și anumite targete și ținte. Vă dau un singur exemplu. Exercițiul financiar 2016-2020 are un surplus de aproape 1 miliard de euro. Cu alte cuvinte, anumite proiecte n-au putut să facă absorpția și Ministerul Transporturilor, nu numai că și-a îndeplinit toate targetele, a și cheltuit din bani pe care i-am fi pierdut. Nu eu, nu dumneavoastră. România ar fi pierdut, s-au dus bani în infrastructură. Este normal să am această poziție și să-mi doresc ca Sorin Grindeanu să rămână în viitorul guvern. Deci să rămână la Ministerul Transporturilor, pentru că despre asta... Despre Ministerul Transporturilor.
Nu sunt adeptul să stricăm ceva ce funcționează. Liberalii au discutat în ședință o variantă să cedeze, acest minister al transporturilor dacă primesc Ministerul Agriculturii de la dumneavoastră. Ați fi de acord cu această variantă? Sunt ferm convins că aceste lucruri țin de o negociere politică. Aș insista pe această întrebare. Dumneavoastră, sunteți dispuși să cedați Ministerul Agriculturii sau Ministerul Fondurilor Europene pentru a păstra acest minister? Eu, dacă voi fi desemnat de către Partidul Social Democrat în continuare să fiu candidatul pentru funcția de prim-ministru, fiindcă vor urma niște negocieri cu președintele României și consultări, cum sunt normale, conform Constituției, atributul de desemnare, știți că e al președintelui. Eu îmi doresc să am un guvern cu oameni potriviți la locurile potrivite. Și mi-aș dori această abordare nouă politică a cei mai buni oameni pe care au fiecare partid care compune această coaliție să vină în viitorul guvern. România are nevoie de acești oameni. Negocierile pe care le faceți pentru desemnarea persoanelor se vor face împreună cu președintele statului? Nu are acest atribut președintele statului. Consultări. Și nu am făcut-o niciodată. După ce nu mai avem un guvern, președintele trebuie să ne convoace la consultări. Așa este. Nu, consultări informale, domnul Ciolacu, la acestea mă refer. Nu am avut și nu permit așa lucru. Ați spus la începutul anului, în repetate rânduri, că nu vă veți instala la Palatul Victoria decât după ce va fi semnată cererea 3 de plată pentru PNRR. Suntem cu întârzieri mari pentru cererea 2 de plată. Nu suntem cu întârzieri mari. Este un punct de vedere al dumneavoastră personal. Vă rog frumos să vedeți întregul tablou european, să vedeți câte state au depus cererea 3. Și astăzi a făcut doamna Mânzatu, ne-a făcut o prezentare întregului partid în ceea ce privește toate cererile care urmează și ce componente au și unde sunt cele mai delicate subiecte. Eu sper din tot sufletul, până la încheierea acestei sesiuni parlamentare, să închidem legislația cu privire la pensiile speciale, să nu fie nevoit viitorul guvern să vină cu asumarea răspunderii într-o sesiune extraordinară, și încet, încet să închidem toate discuțiile. Și pentru că astăzi știți că se depune cererea, pe urmă se validează, pe urmă se aprobă banii. E un mecanism întreg. E un mecanism care se și negociază în aceste zile la Bruxelles și despre asta voiam să vă întreb. Știu că ați avut o discuție la Comisia Europeană despre pensiile speciale. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum ar trebui să arate proiectul care trece de Camera Deputaților? Doamnelor și domnilor, l-am ascultat pe Marcel Ciolacu la finalul ședinței PSD. Acum, la finalul